Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul Ionuț Vulpescu, președinte interimar al Consiliului Național al PSD. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Ați surprins opinia publică și pe cei din Partidul Social Democrat, da sau nu, o să ne spuneți dumneavoastră, un raport destul de dur despre activitatea partidului în ultimul an, cel puțin. Chiar în ultimii trei ani. Eu propun o analiză a evoluției electorale a Partidului Social Democrat de la alegerile din toamna lui 2016 și până la pierderea alegerilor prezidențiale din 2019. Sunt trei ani în care noi am pierdut 1,2 milioane voturi. Deci nu sunt lucruri pe care eu să le fi căutat foarte mult. E un îndemn la realism. Sunt cifre, sunt statistici, sunt grafice, o evoluție a analizei noastre electorale pe județe, pe regiuni istorice. E un semnal de alarmă. Am o curiozitate. L-ați prezentat în Partidul Social Democrat înainte de a da publicității? L-am prezentat la Consiliul Național al Partidului. Sunt președinte interimar al Consiliului Național. Am avut discuții cu mai mulți colegi, cu cei care coordonează departamentele partidului. A fost o ședință a departamentelor Consiliului Național săptămâna trecută, marțea trecută, și acolo l-am prezentat. Ulterior l-am prezentat și în cadrul grupului nostru de la Senat. Mâine o să avem un comitet executiv și e foarte posibil să discutăm de asemenea. Eu am încercat prin acest raport să trag un semnal de alarmă despre starea în care se află partidul după aceste eșecuri succesive. Și mă bucur că în interiorul partidului am găsit o ușă deschisă pentru o discuție onestă, sinceră, despre cum suntem noi astăzi. Da, cu Marcel Ciolacu ați vorbit înainte de a da publicității da, acest raport. Da. Știa dânsul de acest Absolut. Raport și ce v-ați spus? Absolut. Eu am văzut o mână întinsă și am văzut un semnal de colaborare, de dialog. Este o conducere interimară, o structură interimară, înaintea unui congres, care a rezultat după niște eșecuri succesive. Noi am pierdut europarlamentarele în 2019 și am pierdut prezidențiale. Și am înregistrat cele mai rele scoruri din istoria partidului. Și e firesc ca la doctor. Trebuie să mergem la doctor să ne vindecăm ca să putem să mergem mai departe. Și avem nevoie de o recredibilizare în fața opiniei publice. Îmi amintesc că domnul Ciolacu, chiar într-o declarație pentru PS News, a spus că era mai bine să-l fi prezentat în comitetul executiv, de ce nu? Înainte de a da publicității am acest toată raport. Toată deschiderea și în cadrul comitetului executiv și în orice structură a partidului de a prezenta ideile din raport. Eu am identificat 40 de probleme care au marcat acești 3 ani și care au creat această criză prelungită în care suntem, soldată cu 1,2 milioane voturi, mai puțin, poate de alegerile din 2016. Este o platformă de discuții, este o invitație la dialog. Orice coleg care vrea să contribuie la această discuție este binevenit. Dar în ce orice s-a întâmplat efectiv după ce ați dat publicității acest raport? Eu mă bucur că a stârnit ecouri. Deci, în bună măsură, scopul raportului este atins. Atât în cadrul colegilor din partid, parlamentari, oameni din structurile administrației locale, din filiale. Vă susțin colegii? Susțin, important este să susțină idei din cadrul raportului. Susțin idei din cadrul raportului? Eu cred că da. Am văzut și la nivelul conducerii partidului, am văzut și la nivelul membrilor noștri de partid, simpatizanților noștri, publicului nostru, pentru că până la urmă noi avem o responsabilitate față de publicul de stânga, care trebuie să se simtă reprezentat cu cinste și cu onoare de către Partidul Social Democrat. Dincolo de jocul nostru politic, este un public care ne adresăm. Mâine știu că are loc ședința Comitetului Executiv. Va fi prezentat acest raport și în ședință? Nu știu încă ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv Național de mâine. Dumneavoastră veți merge. Dar eu voi fi prezent ca președinte interimar al Consiliului Național. Am toată deschiderea de a discuta împreună cu colegii mei idei din acest raport, aceste 40 de probleme. Eu am propus și un set de soluții pentru a ieși din această criză. Sunt în raport și lucrurile pozitive pe care noi le-am făcut în plan economic și în plan social.
Din păcate însă, fie nu le-am comunicat așa cum trebuia, fie le-au fost subminate de alte acțiuni ale noastre care au trecut în plan secund chestiunile bune. Tensiunile interne din partid au afectat activitatea guvernamentală, ceea ce nu este în regulă. Atunci când ești la guvernare, partidul și guvernul trebuie să fie solidare. Noi am observat o ruptură între partid și guvern. Lucrul ăsta nu mai trebuie să se întâmple. Am văzut că la un moment dat în raport scrieați dumneavoastră că Ion Iliescu, da, fostul președinte al României, trebuie să redevină președinte de onoare. Eu am propus în materialul meu ca foștii președinți ai partidului, cei care au condus partidul și care n-au reprezentat, atât în partid la vârf, cât și în structuri ale statului român, să fie membri în birou permanent național, fără drept de vot. Eu cred că un partid mare, așa cum este Partidul Social Democrat, are nevoie de toate generațiile sale. Are nevoie atât de lideri stoici, cât și de un public nou către care trebuie să se deschidă în fiecare zi. Mai ales în momente de criză, este nevoie de oameni cu experiență, este nevoie de oameni care nu se sperie de scăderi temporare, conjuncturale în sondaje și în percepția publică, care au trecut până așa ceva și care pot împărtăși celorlalți din experiența lor. Dar ați vorbit cu domnul Ion Iliescu? Am vorbit când am elaborat acest material. V-ați consultat cu dânsul? Foarte mulți, sigur că da, cu foarte mulți din cei care au condus partidul, oameni care în ultimii ani nu s-au mai regăsit în structurile de conducere din partid. Am vorbit cu oameni care n-au fost apropiați în timp și pe care noi i-am exclus și i-am izolat pentru că reprezentau personalități și nu era bine, nu dădeau bine unei poze în care eliminam așa unul câte unul tot ce a însemnat istoria acestui partid. De asemenea, m-am sfătuit și am chemat alături de mine cu idei, cu sugestii pe cei care reprezintă noua generație din partid și din publicul de stânga din România. Pentru că există în România oameni cu sensibilități de stânga, foarte mulți tineri, din zona universitară, de pildă, unde noi avem o gravă problemă și cu care noi n-am mai discutat, nu am mai avut dialog. Am fost un partid închis. Și eu cred că mesajul pe care îl dă, unul din mesajele pe care îl dă acest raport este că partidul trebuie să se deschidă în permanență, către tineri, către intelectuali, către zone care nu sunt reprezentate astfel la vârful partidului. De ce ar trebui, sindicate, de exemplu, fermieri, acum intelectuali, cei din zona industriilor culturale creative, trebuie să se regăsească la vârful partidului? De ce ar trebui acum un tânăr să intre, de ce nu, în Partidul Social Democrat? Cum l-ați încurajat dumneavoastră? E o întrebare foarte bună. Exact, asta este o miză. Un tânăr intră într-un partid dacă îi oferă o miză. Dacă el simte că este un... casa în care intră e un aer respirabil, e un aer curat. Noi trebuie să deschidem ferestrele, noi trebuie să eliminăm tot ce a fost toxic în partid în ultimii ani. Un partid nu e un bunker în care un număr de oameni se închid și nu mai intră nimeni. Trebuie din nou să le deschidem. Un tânăr intră, un tânăr de calitate. Noi trebuie să tragem alături de noi în acest moment pe cei care sunt foarte buni în domeniile lor de activitate. Un tânăr intră dacă îi oferă o miză și dacă vezi o șansă reală și niște criterii, o transparență. Fiecare dintre noi are un drum în viață și avem un plan de carieră. Trebuie să fie foarte transparente criteriile acelea, care țin de performanță, de CV, de competență, de onestitate. Sunt lucrurile simple care fac diferența în viață. Ori asta trebuie să facă partid. Un partid nu trebuie să fie o structură închisă, cum am fost noi în ultimii ani. Am văzut că, de regulă, cam aceleași fețe sunt la PSD, cel puțin la nivelul de vârf al partidului. Ar trebui să se schimbe și lucrul acesta, să încurajați tinerii către... Dincolo, fără îndoială că e nevoie de o schimbare de generații. Dar e nevoie de o schimbare numai de generații, ci și o schimbare de mentalitate. Noi trebuie să ne schimbăm când mergi la doctor, zice că e bine să mergi la doctor o dată pe an și dacă analizele nu ies foarte bine și ai colesterolul mare sau probleme la inimă sau în alte părți, zice că trebuie să schimbi stilul de viață.
Deci dacă unui om îi se spune că trebuie să schimbe stelele de viață, așa e și cu un partid, alcătuit tot din oameni. E o structură vie, e o structură umană. Deci PSD-ul e în situația în care trebuie să schimbe stilul de viață. Și cum poate să facă lucrul ăsta? Oameni și idei. PSD-ul trebuie să... Deci să nu mai promoveze aceiași oameni? PSD-ul, unii dintre ei și-au dovedit performanța. Cum ar fi? Nu vreau să dau exemple. Sunt mulți oameni... Nu poți să faci un partid nou peste noapte. Nu există. Problemele pe care le identific eu și pe care le aplic Partidul Social Democrat, multe din ele sunt valabile și celorlalte partide. Și în alte partide se promovează pe criterii nu foarte transparente, care nu țin neapărat de competență și de valori. Dar eu nu pot influența ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Eu pot să încerc să influențez ce se întâmplă în interiorul organizației din care fac parte. Partidul Social Democrat. Eu cred că cât mai multă lume o să ceară o schimbare a mentalităților, a felului nostru de a fi din ultimii ani, cu atât lucrurile vor arăta mai bine pentru partid. Avem o obligație față de publicul de stânga, în condițiile în care Partidul Național Liberal vedem ce derapaje face de la democrație. Spuneați dumneavoastră mai devreme că ați avut o discuție cu domnul fostul președinte al României, domnul Ion Iliescu. Și cu alți lideri ai partidului. Ce spune dânsul despre situația în care se află PSD? Aici domnul președinte Iliescu este cel care poate să facă comentarii. Dar a fost, l-ați consultat atunci când ați redactat raportul, ați spus. L-am consultat pe dumnealui, așa cum am consultat și a fost de acord cu unele lideri. Lucruri, măcar nu pe care discutat, le-ați spus acolo. Nu am discutat recent cu domnul președinte să-l întreb, am anunțit despre toate lucrurile pe care le-am scris în raport, dar nu e vorba numai de dumnealui. Este vorba, practic, de toți cei care au condus partidul și de personalități de stânga, din mediul cultural. Am vorbit cu foarte mulți, tineri și mă bucur că reacțiile sunt atât în interiorul partidului, cât și în rândul publicului nostru de stânga. Asta este un semn de sănătate, după părerea mea. Amintați dumneavoastră în acest raport și despre controversata mutare ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Știu că este o idee susținută de fostul premier, doamna Viorica Dăncilă, care a și spus la un interviu recent pentru PS News că în continuare susține această variantă. Eu am identificat câteva probleme, într-adevăr, ca țin și de politica externă și de orientarea noastră externă. Eu cred că noi am greșit ca partid că ne-am izolat de familia europeană social-democrată. Nu am fost prezenți la Lisabona în decembrie 2018, atunci când s-a structurat politica europeană comună social-democrată înaintea alegerilor pentru europarlamentarele din mai 2019. Apoi am fost la Madrid la o reuniune și la Lisabona n-a fost nimeni, nici premierul, nici președintele. Deși eram partid dominant în Europa social-democrată. Câte partide social-democrate europene aveau scorul pe care îl înregistra PSD-ul. Ori Partidul Social-Democrat este partidul integrării. Este partidul care între 2000-2004 a depus un efort considerabil ca România să încheie capitolele de aderare la Uniunea Europeană. Ori noi, ca membri ai Uniunii Europene, avem niște angajamente alături de ceilalți colegi ai noștri. Nu putem în domeniul politicii externe să fim noi mai creativi decât sunt partenerii noștri europeni. Eu asta am spus. Și n-a existat o abordare strategică și n-a existat dialog pe teme foarte sensibile, inclusiv acest exemplu pe care l-ați dat, de politică externă. Trebuie să existe dialog. Nu a existat dialog. Și eu cred că noi ne-am pierdut capacitatea pe care o aveam în trecut de a genera consens pe temele mari din societate. Aici este. Și mai sunt câteva chestiuni. Noi am venit în fața oamenilor cu un program de guvernare. Un program de guvernare articulat pe diverse zone, economic, social, politici publice și așa mai departe. Credibil. Tot ceea ce nu era în programul acela devenea, cum a fost și chestiune controversată din domeniul justiției. Acelea nu erau trecute în programul de guvernare. Și oamenii au simțit asta ca o încălcare a contractului social cu ei din campania electorală. Eu asta spun. Dacă tot am făcut din programul de guvernare o sfânta scriptură, un fetiș, atunci
trebuia să ne ținem de el. Mai ales că în anumite domenii era solid, era argumentat. Dar cine sunt vinovații pentru starea în care a ajuns Partidul Social Democrat? Am văzut, pe unul l-ați identificat, Liviu Dragnea. Mai sunt și alții vinovați pentru această stare? Nu putem spune. Eu nu am vrut, am văzut și eu comentarii în aceste zile. Vreau să spun lucruri și le spun apăsare. Eu nu spun lucrurile astea numai de săptămâna trecută. Spun asta în această formă articulată, în această formă coerentă, sub forma unui material. Nu sunt 50 de pagini care propun o analiză. Materialul are trei zone, evidențiază fără îndoială ceea ce am făcut bun, în economic, în social. Sunt cele 40 de probleme care cred eu că ne-au dus aici și, în final, un set de soluții, niște direcții de reformă, de modernizare, de reconstrucție a partidului. Au fost momente în trecut când am avut reacții publice, de pildă la schimbarea guvernului Grindean, la schimbarea guvernului Tudose, atunci când au fost excluși din partid oameni pentru delict de opinie. La congresul din martie 2018, care a fost profund greșit pentru evoluția, a fost un congres care nu era la termen, a fost devansat. Și el a fost momentul când fostul președinte al partidului a exclus din structura de conducere a partidului, practic pe oricine avea o altă opinie. A fost o greșeală fundamentală. Practic s-a închis și și-a închis punțile de dialog cu colegii lui. Eu nu pot să spun că nu are o vină, că nu are o responsabilitate, pentru că altfel, dacă noi nu ne asumăm ceea ce s-a întâmplat în trecut și trebuie să fim noi aceia, nu vom fi credibili în fața oamenilor. Nu putem doar să spunem, să intrăm acum într-o competiție, într-un joc cu Partidul Național Liberal. Sigur că trebuie să criticăm tot ceea ce face rău Partidul Național Liberal și vedem că 200 de zile, de 3 luni de când sunt acolo, fac lucruri rele, mai cu seamă în planul social. Nu există această dimensiune socială, pare că lipsește din programul de guvernare al Partidului Național Liberal. Pe de altă parte, noi trebuie să fim cei care ne schimbăm, să fim mai buni ca ei. Ori, trebuie să începi până a recunoaște unde sunt greșelile. Spuneați dumneavoastră aici de fost alegeri corecte și libere. Absolut. Nu au fost alegeri corecte și libere pentru funcțiile de conducere de în partid foarte până mult, acum? De foarte multe ori au fost semnale că lucrul acesta nu s-a întâmplat. N-au fost criterii și n-a fost transparență. Eu am dat un exemplu și fac o propunere legată de organizația de tineret. Vorbeam de tineri mai devreme. Tineretul social-democrat, după părerea mea, trebuie să fie avangarda partidului. Trebuie să fie locul în care tineri de foarte bună calitate trebuie să se înscrie cu convingerea, cu încrederea că schimbă ceva în această lume, în această țară. Deci au nevoie de autonomie și de libertate. Și eu am propus în acest raport ca o parte din subvenția pe care partidul o primește, ca și celelalte partide de la stat, să meargă, să fie direcționată către organizația de tineri a partidului. Le dai autonomie, îi lași să se manifeste, îi încurajezi. Nu-i transformi într-o anexă a organizației de seniori. Și lași alegeri libere. Pentru că tinerii au acest spirit de concurență, lor le place lucrurile. E firesc la 20, la 30 de ani să vrei să fii mai bun ca celălalt. Pe de altă parte, ești foarte trist, ești dezarmat atunci când vezi că idealurile tale se lovesc de aranjamente și de jocuri de culise. Un tânăr suferă mult mai mult la 25-30 de ani când se dă cu capul, când vrea să intre într-un partid și vede că după o lună, 3, 5, 10, toate speranțele lui se năruie pentru că în spate nu e ceea ce credea. Cum poți să construiești, tu să vorbești despre democrație, să construiești structuri democratice, nu? Când nu ești, fibra ta nu mai este democrată. Am văzut zilele acestea o apropiere de Victor Ponta a Partidului Social Democrat. Am înțeles că unii din partid își doresc o revenire a lui Victor Ponta, alții nu își doresc. Dumneavoastră ce părere aveți? Eu cred că cred că nu doar Partidul Social Democrat trece printr-o criză, este o criză a stângii în România. Și eu cred că trebuie să existe dialog, fără îndoială, mai cu seamă că el a condus partidul. Trebuie însă, exact cum spuneam, foarte transparent, ideile bune trebuie să fie cele care determină și creează eventuală colaborare, oameni de foarte bună calitate,
Nu putem să ne închidem. Eu cred că e o criză a stângii înainte de a fi o criză a Partidului Social-Democrat. Și atunci este firesc ca pe eșichierul politic să vedem, stânga trebuie să aibă un răspuns la derapajul dreptei. Riscul este ca Partidul Național Liberal să aibă un soi de monopol al puterii. Am văzut ce s-a întâmplat cu sistemul public de sănătate, de educație, 25 de ordonanțe într-o ședință de guvern, dacă făceam lucrurile astea, era absolut scandalos, ieșea lumea în stradă. Trebuie să vedem în viitor și eu cred că e nevoie de o discuție onestă pe bază de principii. Deci sunteți unul dintre susținătorii revenirii lui Victor Ponta nu, PSD? Nu, e vorba de a avea discuții despre idei prin care stânga se poate redresa în România și a oferi oamenilor de stânga, agendei de stânga, soluții. Pași concreți nu pot eu să mă pronunț în acest moment și rămâne să se discute lucrul acesta. Poate Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, să reînvie partidul alături de domnul Stănescu? Noi avem un congres, un congres la Orizont. Și am văzut că nu prea se arată multă lume entuziasmată să preia vreo funcție de conducere, că încă nu s-au anunțat. Este un moment greu pentru partid și cei care conduc partidul acum au o responsabilitate și echipa care va rezulta la congres e foarte importantă pentru ce înseamnă viitorul partidului, mai cu seamă că vin alegeri locale, parlamentare. Este un an foarte greu. PSD-ul trebuie să strângă rândurile urgent, pentru că oamenii au nevoie de reacțiile noastre, de riposta noastră și de soluțiile noastre. PSD-ul era partidul care atunci când era la guvernare era perceput ca un partid al specialiștilor și al oamenilor cu soluții și al competențelor. Asta trebuie, să recredibilizăm partidul. E primul lucru pe care trebuie să-l facem. Prin întoarcerea la competență. Poate Marcel Ciolacu. El a făcut lucruri importante în această perioadă, fără îndoială. Nu e o fericire să preiei partidul într-un moment critic al existenței sale. E un moment foarte delicat. Și noi de foarte multe ori personalizăm și reducem un partid și politica la un nume, la două, la trei, la cinci. Acum este vorba, PSD are nevoie de o resetare, de o schimbare a mentalităților, de o formulă în care democrația internă de partid, într-adevăr, să nu fie vorbă goală, ci să construim o structură solidă în jurul unor idei și unor principii. Am văzut că de fiecare dată, aproape, PSD și-a decapitat foștii premieri după ce nu s-au mai aflat la conducere. Și aici vorbesc și despre Mihai Tudose și despre Sorin Grindeanu, Victor Ponta. Noi am greșit. Viorica Dăncilă a greșit Partidul Social Democrat. Noi am greșit. Am greșit și spun în raport. Am greșit în mod fundamental atunci când ne-am schimbat două guverne. Lucrul acesta a generat rumoare în rândul suporterilor noștri, simpatizanților noștri. Nimeni nu a înțeles în iunie 2017 de ce noi ne-am dat jos propriul guvern. Vedeți, partidele uneori fac tot felul de mișcări, de poziții, dar omit că dincolo de asta este publicul. Publicul, care nu a înțeles ce s-a întâmplat atunci. N-a înțeles nici în ianuarie 2018 de ce s-a schimbat celălalt guvern. Adică într-un an devenisem subiect de anecdotă. Nu poți din 6 în 6 luni. Un prim-ministru, un cabinet, un ministru are nevoie de timp pentru a-și implementa politicile. E nevoie de efort, e nevoie de efort comun. Nu poți în câteva săptămâni, luni, să stai așa într-o permanentă stare de tensiune. Ai nevoie de timp, mai ales atunci când vin momente în care trebuie să se repar, trebuie să vezi cum stau lucrurile, trebuie să-ți impui politicile tale. Noi am pierdut foarte multe procente pe aceste două schimbări, aceste două căderi de guvern. E greu de spun cât, dar o parte din cifrele astea au explicații în aceste căderi de guvern și văd că și Partidul Național Liberal intră în aceeași logică, în care n-am nicio îndoială că oamenii vor sancționa ceea ce face Partidul Național Liberal astăzi cu guvernul Orban II. Bun, care ar trebui să fie prima măsură pe care să o ia partidul din acest moment?
cea mai esențială măsură mai multe lucruri pe care acolo. Ar trebui să am propus mai multe lucruri acolo. Eu cred că trebuie să recunoaștem că am greșit și unde am greșit ca să mergem mai departe. Apoi, partidul este o structură complicată, cu foarte mulți oameni, cu organizații. Ar trebui să ne deschidem către public, către societate. Să dăm din nou oamenilor speranță. Tu nu existi ca om politic dacă nu creezi speranță și dacă nu-ți creezi emoții. PSD-ul are nevoie din nou de o poveste. Pare că ne-am pierdut fantezie. Am devenit foarte previzibil în ceea ce am făcut, să prăbușea totul în jurul nostru și noi eram liniștiți ca și cum se întâmplă nimic. Guvernăm. Nu există guvernare de dragul guvernării. Putere și opoziție sunt două perspective care ambele au argumente. Și eu cred că noi trebuie să intrăm mai demult în opoziție, că poate salvăm și din credibilitatea noastră și din procent. Acum este un an foarte complicat în care trebuie să ne redresăm rapid. Bun, ce aveți de gând să faceți dacă, spre exemplu, nu se rezolvă lucrurile astea pe care dumneavoastră le-ați semnalat în acest raport? Eu voi continua să promovez aceste idei și să militez pentru modernizarea partidului, pentru schimbare, pentru deschiderea spre noi publicuri, pentru refacerea încrederii în acest partid ca partid al oamenilor competenți, care să ofere oamenilor o speranță. Altfel noi nu existăm. N-avem sens ca oameni politici în afara dialogului nostru cu oamenii, cu publicul nostru. Noi suntem trimiși acolo de votul oamenilor și de încrederea lor. O ultimă întrebare și va trebui să încheiem, din păcate, acest interviu. V-ați gândit în această perioadă să părăsiți partidul? Ați avut vreun moment în care v-ați gândit pur și simplu să plecați din PSD? Așa cum au făcut și alți colegi, am văzut. S-au dus către Pro-România sau către alte partide? În această perioadă nu, și mai ales la greu în niciun caz. Însă în perioada, să zicem, cea mai cruntă din ultimii ani, m-am gândit, în orice caz, nu m-am mai regăsit în ceea ce însemna Partidul Social Democrat, așa cum îl știam eu. Când eu nu sunt în acest, în acele, când s-a produs în acele mișcări, de pildă în vara lui 2017. Și am și spus-o, în acest moment din istoria Partidului Social Democrat nu mă mai regăsesc. Deci v-ați gândit să demisionați și să plecați din partid atunci? Pe mine Liviu Dragnea m-a scos și din guvern și din conducerea partidului. Nu plec și așa când te super, pentru că eu am crezut partidul l-am pus deasupra unor chestiuni de moment. Și am intrat în urmă cu 20 de ani în acest partid și am o responsabilitate față de partid. Și dacă fac acest demers acum, o fac tocmai în virtutea acestei responsabilități, față de cei care mă cunosc, față de cei care cred în mine. Domnule Vulpescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Cu plăcere. Mulțumim.